Aș vrea să vă atrag atenția la una din luptele serii din 17 decembrie. Va fi lupta dintre Denis Kvasnitsky, moldoveanul, și italianul Francesco Carmimeo. Va fi o luptă foarte interesantă din punct de vedere a tehnicii tactice, deoarece categoria e până la 85 de kg, o categorie foarte și foarte interesantă, în care avem noi, organizația FEA, avem centura vacantă. Denis are petrecute doar două lupte profesioniste, dar Francesco, italianul, are 22. Vom avea o înfruntare, o confruntare între tinerețea și experiența. Cine va învinge, v-ați vedea pe 17 decembrie. Abonați-vă la canalele noastre social media, dați like, share și fiți la curent cu toate noutățile. FIA prezintă. Accelerăm și ridicăm miza. Apărarea titlului și centurii light heavyweight. Lupta de titlu în divizia feminină strawweight. Final Four în categoria featherweight, care va determina adversarul actualului campion Stanislav Reniță. Astea și multe altele doar în cadrul turneului FIA Championship Full Drive. 17 decembrie. Invitat special Capoșor. Nurma Gomedov, McGregor și Nipi și Nifreac. De la religii, la știință, în mitologia greacă. Planuri de business, mari, începând de mâine. Mergem la sală și la box, dar de-a mult de luni. Bilete la Casa Teatrului Național de Opere și Balet. Bilete online, afisha.md. Info, fia.md. Pay-per-view at fiafights.tv.